Astra 2 Giurgiu va încerca să depășească perioada nefastă pe care o traversează în partida pe care o va susține mâine în fieful celor de la Snagov. După ce în runda precedentă giurgiuvenii au înregistrat un semieșec pe teren propriu, remizând cu Dunărea Galați, echipa pregătită de Constantin Gache are o misiune dificilă în etapa a 28-a a sezonului. Pe stadionul din localitatea Ilfoveană, Astra 2 Giurgiu va întâlni una dintre formațiile incomode ale seriei, FC Snagov. Va fi un joc dificil, echipa gazdă nefiind o echipă ușor accesibilă, dar nu este imposibil ca giurgiuvenii să se întoarcă din această deplasare cu cel puțin un punct. Întâlnirea dintre FC Snagov și Astra 2 Giurgiu se va disputa cu începere de la ora 11 și va fi arbitrată de o brigadă de arbitri, avându-l la centru pe Ionuț Anghelinei din Galați, ajutat la cele două tușe de George Neacșu din Pitești și Ionuț Bobe din Videle. Programul etapei a 28-a mai cuprinde meciurile FC Botoșani Concordia Chiajna, Farul Constanța Delta Tulcea, Viitorul Constanța Steaua 2 București, Ceahlăul Piatra Neamț Gloria Buzău, CSU Otopeni Săgeata Năvodari, Juventus București Dinamo 2 București, Dunărea Galați CF Brila. Actuala ediție de campionat a Ligii a 4-a va continua cu meciurile ce se vor desfășura în cadrul etapei cu numărul 39 a sezonului, care programează întâlniri interesante în subsolul clasamentului, dar și tradiționalul derby între FC Bolintin Vale și Nova Force Giurgiu. O altă întâlnire interesantă se va desfășura și la Vedea, acolo unde echipa gazdă Viitorul, care luptă pentru a supraviețui în Liga a 4-a din fotbalul județean, întâlnește pe Dragonii Ogrezeni. Lanterna Roșie Unirea Vânători primește pe teren propriu vizita liderului clasamentului Rapid Clejani. Iată programul complet al etapei: FC Bolintin Vale Nova Force Giurgiu, Unirea Vânători Rapid Clejani, Viitorul Vedea Dragonii Ogrezeni, Constructorul Malu Spart ASE Crevedia Mare, Zmeii Ogrezeni Voința Slobozia, Avântul Florești Dunărea Oinacu, ASE Prundu Inter Zorile. Echipele Constructorul Bolintin Deal, Victoria Adunații Copăceni și ASE Scărișoara nu joacă în această etapă.